Salut, astăzi vă prezint unboxing la un ventilator de la Cougar. Cam așa arată cutia. Ventilatorul este din seria Vertex, varianta PVM. Modelul este CFV14HP. Este PVM, cum am și spus. Plaja de rotații este între 600 și 1200 de rotații. Și dimensiunea 140 x 140 cu 25 de mm grosime. Rulmentul este Hydro Bearing. Pe spate ne spune câteva lucruri despre pale, că au un design cu un vânt sau un aer concentrat, nu este cum sunt la majoritatea ventilatorilor, pe la 160 de grade unghiu sau mai mult. Acesta ar trebui să fie cam 110 grade unghiu în care iese aerul, ceea ce e foarte bine. Și cam atâta, ne spune de pale, de rulment, am mai zis. Și câteva specificări. Haideți să desfacem pachetul. În pachet suntem încântați de ventilator și câteva mici accesorii. Primul accesoriu este un adaptor de 12V de la Molex la sursă pentru 12V. Niște șuruburi de cauciuc și șuruburi de metal, dar nu negre, și ventilatorul în sine. Cam așa arată ventilatorul. O culoare interesantă. Palele sunt, se vede că sunt, au un design mai aparte. Pe spate avem aceste aripioare care canalizează aerul să fie cât mai concentrat. Și motorul. Ia să vedem, motorul este câte amperi? 0,40 amperi. Consumă destul de mult amperaj, dar este un ventilator destul de puternic. Bun, haideți să vedem ce știe, cum se aude și cum funcționează acest ventilator. Cam tot ce-mi trebuie. Bun. Haideți să-l punem întâi la 5V. Ups, da. Așa, îl conectez la 5V și ar trebui să, da, funcționează la 5V. Și dacă se aude, aude un picuț motorașul, dar este destul de mic voltaj, e normal să se întâmple asta. Da? Mută aer decent. N-am ce zice. Acum haide să vedem la 12V. Ce știe? Să fac așa. Se aude, dar e foarte silențios. Se apropie foarte mult la silențiozitate cu ventilatoarele de la Fractal, care e un lucru destul de bun. Dar sunt un picuț mai gălăgios. O să fac și un video comparativ, da. Cam așa este și cu sunetul. O să tac un pic. Da, deci e foarte silențios. N-am ce zice. O să revin cu un video comparativ între ventilatorul de la Fractal și acest ventilator. Să vedem dacă diferă pe partea de sunet sau nu. Da, vă mulțumesc mult. O zi bună.